Unde-i lege, nu-i tocmeală, spune o vorbă din popor, iar regulile stabilite în protocolul fuziunii PNL-PDL sunt lege pentru membrii noului PNL. Referitor la alegerile locale din această vară, regulamentul prevede că acolo unde liberalii au primari în funcție, aceștia își depun candidatura pentru un nou mandat. Ori consilierul PNL din Hunedoara, Mircea Costa, vrea să-și încerce norocul la primăria Cerbăl, comuna de Baștină, condusă tot de un penelist. Imposibil, spune liderul liberalilor hunedoreni, Viorel Arion, hotărât să respecte angajamentele asumate. Bună-s problema. Sunteți președintele PNL. Mircea Costa și-a dorit foarte mult să candideze pentru comuna Cerbăl, pentru că este de acolo. A avut, din câte știu eu, niște discuții la nivel județean, pentru că la nivel județean se validează candidaturile. Regula care se aplică în tot județul este că acolo unde există primar PNL, acela este din oficiu candidat pentru un nou mandat. Dar pentru că dânsul își dorește neapărat acest lucru, a decis să facă acest pas. Costa declară că își va duce până la capăt mandatul de consilier PNL, deci nu va periclita activitatea Consiliului Local. Iar apoi, în termenul legal, voi depune demisia din Consiliul Local și din funcția de membru al Partidului Național Liberal și atunci voi candida, mă voi înscrie în cursa electorală în Comuna Cerbăl pe lista PSRO. Personal regret că pleacă din PNL, pentru că este unul dintre consilierii foarte activ, foarte bun, unul dintre este tânăr, cu perspective mari de a evolua din punct de vedere politic. Dar suntem o țară liberă, fiecare își alege până la urmă destinul. În comuna Cerbăl, PNL are primar în funcție încă din anul 2004.